Aproape 300 de cadavre sunt examinate de anchetatori în Irpin, după ce armata rusă s-a retras din regiune, dar a lăsat în urmă crime terifiante. Între timp, ofensiva Rusiei în regiunea de est, Donbass, este în desfășurare. Declarația a fost făcută de președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, într-o nouă adresare către poporul său. De altă parte, reprezentanții Kremlinului au declarat că Rusia a început o fază nouă în ofensiva din estul Ucrainei. Într-un interviu oferit pentru India Today, ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, a spus că Rusia a început o altă fază a acțiunilor militare în Ucraina. Potrivit lui Lavrov, etapa constă în, cităm, eliberarea completă a regiunilor Donetsk și Lugansk. Operațiunea în estul Ucrainei are ca obiectiv eliberarea completă a republicilor Donetsk și Lugansk. Următoarea fază a acestei operațiuni începe. Mi se pare că va fi un moment important al acestei operațiuni speciale. Anterior, și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a menționat în discursul său că Rusia a început ofensiva împotriva estului Ucrainei, regiune care în mare parte este controlată de separatiștii proruși și unde au loc lupte grele. Putem spune acum că trupele ruse au început bătălia pentru Donbass, pentru care se pregătesc de multă vreme. O mare parte a întregii armate ruse este în prezent dedicată acestei ofensive. Indiferent câte dintre trupele rusești sunt acolo, vom lupta și ne vom apăra. Statutul de candidat la aderarea la Uniunea Europeană ne va deschide oportunități fără precedent în istoria noastră pentru restaurarea și modernizarea Ucrainei. Cele aproape 300 de cadavre din Irpin au fost descoperite după retragerea forțelor ruse la sfârșitul lunii martie, a anunțat un responsabil al poliției locale citat de Reuters. Expertiza medico-legală este în desfășurare pentru a stabili cauzele deceselor. Până în prezent, autoritățile ucrainene au inspectat 7 locuri din Irpin, unde se presupune că au fost împușcați civili, în timp ce Rusia neagă că ar fi comis aceste crime. Potrivit UNICEF, luptele intense din Ucraina au dus la distrugerea rețelelor de apă potabilă și de electricitate. Ministrul infrastructurii ucrainean, Alexandru Kubrakov, a declarat că de la începutul războiului, trupele ruse au distrus și deteriorat 30% din infrastructura ucraineană, iar pagubele estimate ajung la 100 de miliarde de dolari.